Polițiștii au depistat locurile de unde făleștenii cumpărau certificate de vaccinare false fără a-și administra serul anticovid. Este vorba despre patru centre medicale din satele Răuțel, Hiliuți, Pârlița și Mărândenii, Raigonul Fălești, angajații cărora riscă dosare penale. Oamenii legi au făcut rost de un certificat de vaccinare fictiv eliberat la unul dintre centre în lipsa persoanei înscrise în document, așa că în data de 2 noiembrie ofițerii de investigație au descins în instituțiile vizate. Acolo, forțe de ordine au ridicat 320 de certificate de vaccinare împotriva COVID-19, 34 de copii ale buletinelor de identitate ce aparțin diferitor persoane, 12 registre de evidență a persoanelor vaccinate, 625 de blanchete cu acord de vaccinare, 3 certificate de vaccinare false, înscrisuri de ciornă cu date de identitate, dar și informații în format electronic a persoanelor care s-ar fi vaccinat. Mai mult, la unul dintre angajații tehnici a fost de 5 confirmări de vaccinare care urmau a fi transmise medicului din cadrul centrului medical. Actele ridicate au fost transmise spre expertize pentru a verifica dacă sunt veridice. Conform legii, persoanele implicate în asemenea infracțiuni se pedepsesc cu amenzi mărime de până la 32.500 de lei sau detenție de până la 2 ani.